Richard Alpreia sau Pasărea Ibis? Când ai fost Richard? Richard Alpreia. După care am făcut, am recidivat cu Pasărea Ibis și plecat la, în Pakistan și l-am așteptat la cotitură să văd ce mai, ce mai trece prin cap și mă bucur extrem de mult că un vis de-al meu s-a împlinit. În urmă cu vreo 20 de ani, evident că visam și chiar am și negociat treaba asta, i-am mărturisit lui Marius Bodochi, că să jucăm, vreau să joc Amadeus. Și proiectul atunci nu s-a făcut. Și am rămas... El a furat ideea și el joacă. Am visat și acum s-a împlinit cu Salieri. Evident că mă onorează și îmi place, acum probabil și cu vârsta, o să zic așa, mă atrage mai mult Salieri decât Mozart. Nu cred că vârsta e importantă să stai în start, dar vorbesc de experiența mea de viață. Și faptul că se întâmplă această întâlnire între teatru și operă, mă bucur enorm de mult. Prea trecem unii pe lângă alții. Și trebuie să vă mărturisesc că am, poate nu fac bine că spun că dau din bucătăria mea ca actor, așa mă desconspir cumva, că am avut la începutul repetițiilor, în momentul când începea orchestra sau corul sau soliștii să cânte, uitam că sunt actor și trebuie să interpretez un personaj. Rămâneam fascinat de minunea asta, mă învăluia muzica și uitam că eu, de fapt, trebuie să interpretez un rol. Sunt foarte, foarte talentat. Sunt extraordinar. Sunt moment și sper să nu mă vrăjească în asemenea, încât să uit ce treabă am eu acolo.